găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vorbim despre taxe și impozite locale. Am ca invitați în studioul Capital TV Deva pe doamna Carla Popa, șef serviciu impozite și taxe locale Deva. Bine ați venit în studioul nostru. Și pe domnul Călin Păcurar, șef serviciu recuperare taxe și impozite locale Deva. Bine ați venit, domnule. Bună ziua, bine l-am găsit. Bun, e un subiect care bănuiesc că interesează pe foarte multe lume. Suntem și în perioada în care preocupările pentru asemenea, să zic eu, datoriri cetățenești sunt la ordinea zilei, mai ales că există și acea ofertă de bonificație. Bonus, așa, de bonificație, da? Haideți întâi să vedem, până la urmă vorbim cu doamna Carla Popa, ce noutăți sunt în domeniul taxelor și impozitelor. Din câte știu, Consiliul Local Deva a stabilit de mult în ultima ședință la o micșorare a unor taxe. Da. Deci, față de vechiul cod fiscal, care noutăți ar fi impozitarea clădirilor după destinație? Asta e cea mai mare noutate. E o poveste care l-a creat destul mai multe, foarte multe controverse. Controverse și cred că nici nu prea sunt toate foarte clare, cel puțin până la norme. Normele au apărut, dar urmează, conform comunicatului de presă dat de Ministerul Finanțelor, să mai modifice. Venind cu să mai modifice și normele de aplicare, se modifică. Nu sunt corelate actualele norme cu ultima modificare a codului fiscal din 31 decembrie. Le-au făcut în alte părți, ca să glumim. Deși sunt apărute ulterior modificări de cod fiscal, nu sunt corelate cu ultimele modificări ale codului fiscal. Păi și dumneavoastră ce faceți atunci? Cum le cuantificați? Cred că e o problemă, adică dacă normele nu se potrivesc cu ultima... Noi am ținut cont de lege. Ce spune, nu de norme, da, corect. Deci, fiind o lege, prevalează. Vă dau un exemplu. Deci legea de modificare a apărut în 31 decembrie, normele au apărut ulterior, 12 ianuarie. Normele n-au ținut cont de acea lege apărută în mod special, la calculul impozitului pe teren, intravilan agricol. Aha. Acel impozit foarte controversat de toată lumea. În ce sens? Vă dau un exemplu clar. Anul trecut, impozitul se calcula în funcție de categoria de folosință, da? Și se ținea cont și de zonă, de rang. Așa, da. Și se ținea cont de suprafața ocupată de clădire. În sensul că pe acel impozit nu se stabilea impozit. Da? Pe suprafața care era sub clădire? Corect. Nu se stabilea impozit. Da? Da. Anul acesta... Deci un teren avem pe un teren o clădire. O clădire. Pe terenul de sub clădire nu se plătea impozit. Doar și pe terenul parte, liber. Liber în funcție de... De suprafață ocupată la sol de acea clădire. Dar de amprenta la sol. Dar și de rang, funcție de zonă de rang s-au menținut. Dar acum a apărut? Acum a apărut acel teren ocupat care se impozitează. Deci un impozit inclusiv plus... terenul de sub clădire. Exact, da. Deci asta e una din modificări. A doua modificare, care a condus la creșterea foarte mare a impozitului, la terenul intravilan agricol, că acolo sunt marile probleme. Practic o grădină, o fâniață, o pășune, multe categorii, tot ce înseamnă agricol. Codul fiscal diferențează pășuni, fâniețe, deci mai multe categorii. Dar, ca să înțeleagă oamenii, important de spus, grădină, să știe, da? Da. Deci adică trecut... o suprafață de teren cu scop agricol. Exact. Așa și spune. Cu condiția să fie intravilan. Teren intravilan agricol. Asta e titulatura impozitului. Deci vechiul cod fiscal stabilea tot așa, în funcție de rang, de felul, de destinație, dar impozitele erau foarte mici. În sensul că se ajungeau la 5-6 lei, să zic, per... Era într-un fel de suprafață. De protecție a agricultorilor. Deci, asta e ideea, probabil. Cred că asta a fost la momentul respectiv. Da. Noul cod fiscal modifică modul de calcul. În ce sens? Spune că dacă o grădină are o suprafață de, să dau un exemplu, 600 de metri pătrați, da? 400 de metri pătrați din acea grădină îi calculez ca și curs construcții, ca și mod de calcul. Ca și curs, înțeleg. Curs construcții. Adică? Adică ce înseamnă curs construcții? Curtea omului care își până acum era impozitul mai mare față de terenul agricol. Așa, înțelegeți? Da. Și doar diferența de 200 o calculez ca și grădină.
Dar strict ca și mod de calcul. Deci nu înseamnă că tu în registrul agricol nu-ți rămâne acea categorie de intravilan agricol. Doar ca și mod de calcul. Legiuitorul a gândit-o în felul următor. Cei care au o porțiune de teren de minim 400 de metri în intravilan, acea porțiune poate fi construit pe ea. Se poate interpreta că respectivul proprietar ar putea construi pe ea și atunci... Mi se pare ciudat, adică plătești impozit pe ceva ce ar putea face. Da. 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 Asta chiar mi se pare cam basme. Și pe cei 400 de metri impozitul este foarte mare. Se calculează ca și cum ar fi o curte. Vă dau un exemplu. La un teren, la o suprafață de 2000 de metri, intravilan arabil, anul trecut a fost 17 lei, anul acesta e 143 de lei. Strict, exemplu. Strict din aplicarea codului fiscal. Fără să intervină Consiliul Local pe acest cal. La zona asta nu are Consiliul. Bun, dar ca să le luăm în coate, ca să înțeleg că nu, chiar cei care fac legile astea, ori nu au nicio treabă cu logica sau mă rog. Deci pe un teren îți pune impozit specific, ca să zic așa, pe o chestie care s-ar putea să se întâmple. Asta e o nebunie. Asta a fost decizia legiuitorului. Trebuie să o aplicăm, așa cum este. Da, păi știu că nu... Și știți cum e? Omul vine la ghișeu. Tu, în clipa când tu, ca și consiliu local, ca și primar, ca și autoritate... Mă rog, ca și funcționar public care este... Îi spui că nu ai modificat, deci ai menținut față de anul trecut impozit în funcție de lei pe metru pătrat. Deci n-ai modificat, n-ai... Omul nu zice, pe cum spui că ne-am modificat? Păi, și eu, de exemplu, sunt revoltat acum, când nu înțeleg logica poveștii. Dacă aveți o casă... Și nu sunt, să zic, în situația asta. Da, cel care trebuie să vină să plătească, cred că e chiar... Bună, deci omul vede chitanța și nu înțelege... Adică noi încercăm să explicăm mod de calcul, calculăm de mână ca să lămurim oamenii, le dăm tot felul de legislație. Explicați legea, probabil, și dați... Exact, dăm exemple și efectiv să roxăm codul fiscal. Da. Tot referitor la cei 400 de metri, încă o... Este un exemplu o chestiune. Da, metri, da. O nu, chestiune... legiuitorul zice clar, 400 de metri doar. A... Da. Primii 400 de metri. Primii 400 de metri, important este specificat. Dacă am 1000 sau 1500, primii 400. Se calculează. Dar de ce? Aia că s-ar putea, s-ar putea construi ceva pe ei. Așa zice... Prezumtiv, da. Păi poate omul nu are bani, poate omul nici nu știu. Și aici aș vrea să punctez din nou un aspect. În cazul unei coproprietăți, să dăm un exemplu, un teren de 1000 de metri, deținut în coproprietate de soți. Conform legii, fiecare soț trebuie să aibă rol nominal unic. Că poate să aibă și alte bunuri față de... Corect, da. Prezumtiv, da. Ei comun, au o cotă... Cel comun cel este... Ei au o cotă de 50% din terenul respectiv de 1000 de metri. Da. Respectiv, fiecare are o cotă de 50%, 500 de metri. Să nu spuneți că la fiecare depășind, se poteste... Depășind cei 400 de metri, fiecare soț are 400 de metri impozabil ca și curți construcții. Incredibil. Vă spun, ceea ce a dus la niște impozite mari pe teren. Impozite mari, oamenii nu înțeleg, pe bună dreptate nu înțeleg. Înțeleg, dar pună sarcina primarului. A, deci lucrurile se... Consiliului local, din păcate se răsfrâng asupra noastră. Se răsfrâng dumneavoastră, așa, da. Bun, dar asta codul fiscal, propoziția, nu are nicio legătură cu hotărârile de Consiliul Local, cu... Hotărârea primarului, asta se numește. Codul fiscal. Sunt făcute de legiuitorul, mă rog, și aprobate de Parlament, promulgate de președintele României și așa mai departe. Monitor, o lege. Corect. O lege care stabilește impozitele și taxele în ansamblu. Finanțe, buget local, bugetul, înțelegeți? Nu numai bugetul local. Da, am înțeles. Deci. Deci, noutăți la lucruri frumoase. Da. Așa. Și știți cum e? La momentul publicării codului fiscal... Dar asta parcă a fost... Doamne, mă scuzați. A fost publicat în septembrie. Nu, înainte, dar a fost și în discuție, în dezbatere publică. A fost dezbatere publică. Sincer, Interesant că nimeni n-a sesizat aceste... Având și eu proiectul, chiar am urmărit, nimeni nu a sesizat modificările pe taxe locale. Nimeni. Deci s-au discutat TVA-uri, tot felul de alte... Lucruri mai generale, mai mari, da. În clipa când s-a făcut hotărâre de Consiliu, s-a stabilit... Acum, în clipa când omul vine efectiv la ghișeu, acum se vede impactul acestor... Foarte clar. Ca și povestea cu legea guvernatorului, da?
vânătorilor, când, mă rog, boierii și-au dat seama după 6, după 10 ani, după 9 ani, ce efecte a produce acea lege, pentru că de-abia în momentul când a început să fie aplicată, mă rog, pe... povestea cu câinii, cu... Exact, exact, da. Dar legea era de prin 2006, dar de-abia acum a început să producă efecte. Ca să nu mai zic că vă dați seama legea, m-a spus, stabilea cei 400 la fiecare parcelă, da? Se modifică legea în 31 decembrie, revin, vă dați seama, toate programele informatice, că orașele, ca și noi, își fac, nu își fac în ultima zi, nu își adaptează modificărilor codului fiscal programul informatic în ultima zi, nu? Clar. Îți ții cont de, din timp. Apărând acea modificare 31 decembrie, tot orașul a fost blocată. Inclusiv noi, la un moment dat, ne-am blocat pe încasarea acestui teren intravilan agricol. În final am primit o variantă, o propunere de, vreau să zic că nu e normă juridică, de modificarea normelor, de care se ține în cont. O propunere orientativă. Orientativă, cum să calculăm, ținând cont, nu de normele apărute în 6 ianuarie, 12 ianuarie, ci de legea dinainte, vă dați seama. Decembrie. Exact, da. Păi, povestea este aici, vă dați seama, asta intră sub incidența controlului Curții de Conturi. Categoric, vă dați seama că inițial codul fiscal în varianta a apărut în septembrie. În septembrie a apărut codul fiscal. Da. În 10 nu făcea diferențiere. O persoană fizică, dacă avea 10 parcele de teren, toate mai mari de 400, toate se impozitau, fiecare parcelă acel se impozita, 400 se impozita, 400 se impozitau. Și ulterior, în 31 decembrie, a revenit guvernul și a modificat acel articol codului fiscal. În sensul că doar la o singură parcelă se iau acei 400 și... chiar dacă are mai multe, numai la una singură. Exact, da. Da. În schimb, normele care au apărut în 12 ianuarie... Ele deja erau pe țeavă și nu au mai modificat nimeni. Nu au mai modificat, vă dați seama, exact. Că nu, cred că nu mai țin. Și să știți că am observat alaltă ieri, de-abia au dat comunicat de presă Ministerul Finanțelor, strict pe problema impozitului pe teren intravilan, că o să se modifice normele. Păi bun, deja de o lună și jumate oamenii vin la ghișeu, plătesc. Vă dați seama, suntem în 17 februarie, oamenii mai au o lună și un pic și ca să se încadreze... Și oamenii și obișnuiți, că sincer noi la un dat eram chiar o competiție într-un oraș, care deschide primul. Știți? Oamenii și nici nu ți-ai permis să dai drumul pe bâșbâită, că nu-ți permiți, nu poți să iei nici mai mult, nici mai... Băieții ceilalți, dacă exact. Și vă controlează, da. Deci a fost, vă spun, urmăream toate primările, o nesiguranță, că nu poți să iei la, nici să prejudicezi statul, bugetul local, dar nici pe om, pe contribuabil. Deci... În sensul că îl pui să plătească o sumă peste... O lună îl notifici, mai are de fapt plată, mai plătit. Sau invers, noi, nici, nu cred că e posibil. Vă dați seama. Așa să-i mai dai înapoi, poate. Da. Dar să-i mai iei după ce ai luat odată, da, vă dați seama. E deci mai complicat, cred că. Adică, mental nimeni nu cred că înțelege povestea. Referitor la acea cotă, care a spus dumneavoastră că am scăzut acea cotă de impozitare. Așa, revenind, deci că au fost tot felul de discuții, că sunt prea mari impozitele, da. Și că... bun, acum ar mai fi și povestea asta cu destinația. Da, da, asta e altă poveste, da. Nu, cred că avem un telefon. Avem un telefon? Da. Alo. Da. Bună ziua. Bună ziua. Salut pe invitații dumneavoastră. Bună ziua. Tema cu taxele și impozitele e mai mult decât interesantă. Și de ce zic că e mai mult decât interesantă? Pentru că ne redă modul de funcționare a statului român. Și aici se pune problema în felul următor. Într-adevăr, guvernul ăsta e de tehnocrați, dar s-au schimbat numai miniștrii. Structurile de sub ei sunt aceleași. Și ce m-a surprins, spre exemplu, că eu am avut anumite dispute chiar cu un primar din Chius, din Valea Jiului, și respectivul zicea că nici n-au fost consultate autoritățile locale pe această temă. Păi să mă ierte Dumnezeu, atunci cum funcționează mecanismele astea de control și de deliberare? Că același lucru se întâmplă, eu le-am zis, același lucru se întâmplă și cu legislația de la Bruxelles. Avem europarlamentari,
se trece și prin Consiliul Regiunilor, acolo avem reprezentanți, se trece și prin Comitetul Economic Social Consultativ European, acolo avem reprezentanți ai patronatelor, ai sindicatelor și se prăvale legile și directivele peste noi și nimeni nu știe nimica. Atunci ne punem întrebarea, după ce Dumnezeu oamenii ăștia, cum să zic, îi plătim? Aici e toată treaba și mai aspectul celălalt de instabilitate legislativă. Ori investitorii asta au cerut, stabilitate. Ori am dezbătut codul ăsta fiscal, l-am dezbătut și, cum să zic, nu vedem pădurea din cauza copacilor, e jenant. Și mai e încă o altă treabă și eu aș recomanda inclusiv celor de la primăria din Deva. Mergeți, fraților, și vedeți și niște chestii pe astea, pe taxe și impozite, o chestie de natură comparativă. Vedeți ce se întâmplă în celelalte țări europene. Ca să, eu vă pot spune că m-am uitat așa cât de cât, nu prea în profunzime, taxele și impozitele vor crește. Rațiunea este în felul următor. Ca și o locuință, o locuință în general e un pasiv, e generatoare de taxe și impozite. Toată lumea vrea să le să genereze active, adică, spre exemplu, dacă o ții în chirie, deja e altă problemă. Deci cam ăsta e aspectul. Noi tot facem investiții și la localități, gradul de convergență va crește, pentru că vei avea toate dotările respective, intri în grupă superioară de impozitare și, de fapt, toate drumurile astea nu duc nicăieri, pentru că tu nu creezi locuri de muncă. Ți-e trebuie fond de rulment ca să întreții ceea ce s-a construit. Ori e ilogic. Ieri ați văzut, spunea că există comisiile acelea teritoriale, AJOF, Ministerul, Inspectoratele Școlare și îmi pun întrebarea ce Dumnezeu fac și alea. Deci noi creăm comisii, paracomisii și nu generăm locuri de muncă. Păi, dar nu putem să construim în neștire și pe urmă să ne bazăm pe pensiile, cum e o vorbă în Valea Jiului. Dă-i încolo că ăștia din minerit au pensii mari și lasă că o să trăim pe seama lor. Deci nu se poate așa, deci nu se poate. Deci trebuie generate locuri de muncă. Mă scuzați că am fost mai vehement, dar să știți că trebuie să vă implicați și să vedeți ce se întâmplă dincolo. Nu stăm toată lumea și așteptăm să facem comparații, să vedem cum evoluează, care sunt tendințele, că încolo ne îndreptăm și noi, că de-aia există procesul ăsta de integrare. Integrarea asta înseamnă să respecti anumite treburi când le pui în comun anumite norme. Ce o să facem când fiscalitatea va fi la nivelul Uniunii Europene? Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla treaba asta. La revedere! Mulțumim mult! Da. Înainte de a răspunde dumneavoastră, apropo de codul fiscal a apărut în guvernarea Ponta, PSD-ul, atunci vă spun eu, da? Și onorat guvernul tehnocrat, pentru care, pe care sunt cam supărat în ultima vreme, în ideea care am aflat cu stupoare că dacă vrei să inviți un director care, mă rog, depinde, dau cazul agricultura sau APIA, trebuie să neapărat să trimiți adresă, să-i se aprobe de la București. Deci povestea asta cu centralizarea a reapărut așa dintr-o dată. Adică, plus faptul că le e frică să dea știri și să aibă contacte cu presa. Deci și-o dat. Guvern tehnocrat. Da, încă o dată, codul fiscal a fost pus în viață, sau mă rog, a fost gândit de către PSD și acum au venit ei cei de la, mă rog, guvernul tehnocrat care trebuie să-l aplice, dar culmea e că văd că ei se bâlbuie la normele metodologice, adică ori nu înțeleg ce a făcut PSD-ul niciodată aici. Bine, nu vreau să politizez povestea, că sunteți funcționari publici, dar eu pot să vorbesc în felul ăsta. Trebuie să ne asigurăm că noi nu
emităm legi, nu. Noi trebuie să ne asigurăm... Era partea cealaltă, adică și domnul care ne-a sunat are dreptate. Are dreptate, domnul, da. Să știți. Deci nu... Nu se întâmplă... Bun, se întâmplă, în sensul că se pune pe site-ul ministerului, sunt discuții cu sindicate, cu chestii, dar noi primim adrese de la Institutul de Politici Publice, facem tot felul de sesizare, noi ne facem treaba. Ni se solicită tot felul de date, de statistici. Bun, și probabil de sugestii. Punct de vedere. Sugestii, exact. Despre cum... Vă asigur că niciodată nu s-au ținut cont de propunerile noastre. Că am întrebat în emisiuni cu reprezentanții din învățământ dacă propunerile lor ajung, că sunt întrebați și ei, într-adevăr, cu tot felul de teme. Sunt anumite ONG-uri care cu asta se ocupă, mă rog? Da, exact. Nu? Așa. Propunem. Și când avem de-a face cu legile, parcă sunt făcute pentru dușmani. Adică chiar ciudat. Probabil că sunt elaborate de teoreticieni. Adică nu sunt consultați practicienii. Ca să se vadă situația exactă. Deci trebuie făcute calcule clare, concret. Hai să vedem ce înseamnă această modificare. Ce presupune? Ce efectare? Exact. Cerut eventual niște din teritorii, din... Să spunem, municipiile mari. Municipiile mari, niște... În baza voastră, câte terenuri intravilane agricole, câte, deci... Ce impact ar avea asupra... Bine, și aici, cred că povestea mea ar trebui să fie mai elaborată în ideea în care există și o suportabilitate și un nivelul de veniturile și nivelul de trai. Categoric. Adică lucrurile aici nu sunt chiar așa de simple, când pui niște taxe și impozite, trebuie să vezi dacă gâbul ăla care plătește, mai știți, de toți, de la primării până la tot felul de alte taxe și impozite, da? Face față, adică nu e disperată, adică problemă și calitatea vieții trebuie lămurită și stabilită. Povestea, un haos. Vă dați seama că povestea asta cu cei 400 de metri pătrați impozitați, nu este doar la Deva. Este peste tot în țară. Vă dați seama cei de la sate. Se pune sarcina primărilor. Cei de la sate care anul trecut au plătit un impozit de 5-6 lei. Cei de la sate clar au toți grădini. Ajung la impozită de 2-300 de lei. Ei au stabilan agricol hectare întregi, vă dați seama, la sate. Au hectare întregi. Sunt sate care au... Și din păcate, așa s-a perceput, dar la nivel național am observat, inclusiv noi, și credeți-mă că explicam la tot felul de categorii de persoane. Nu să zici că e săracul, e mai bătrân și înțelege. Astăzi am explicat la o doamnă cu studii, cu... Efectiv, o trebuie să iară legea, să explică, domnul primar... Nu vedea logica poveștii. Da, dar toată lumea, și în audiențe, și tot, domnul primar, mi-ați mărit. Și, repet, noi ne consultăm foarte mult cu cei din țară și aceeași problemă e la... Și întâmplă aceleași efecte. Da. Și totul e împotriva primarilor. Păi da, că ei la dumneavoastră vin oamenii, adică vin la dumneavoastră și atunci sigur că... Cui se spune? Că încă o dată, noi ca să stăm de vorbă cu reprezentanții, mă rog, teritoriale al guvernului, trebuie primise adrese și primit acceptul ministrului. Deci, ministrul respectiv cu asta se ocupă. Să-i lase pe reprezentanții lor din teritoriu să vorbească cu presa, să spună ce să spună. Că, până la urmă, chiar sunt obligați să spună. Adică, mi se pare normal. Dar, în fine, nu e situația generală, dar am auzit de vreo două, trei ori chestia asta, că trebuie să primim aprobare de la minister. Mamă, ce tare suntem! Bun. Deci asta am lămurit-o cu terenul intravilan, agricol intravilan, cu, deci un impozit în plus. Am vorbit despre, am avut aici în emisiune, am invitat și un specialist de la CCCAR, Da. Așa, pe doamna Mornea, care ne-a povestit oarecum despre... Cota pentru impozitare la clădirile nerezidențiale, așa, și persoane fizice. Exact, da. Doar nerezidențiale. Că la rezidențiale modul de calcul e pe codul fiscal, deci acolo nu... Același ca și anul trecut. Da. Vorbim de clădirile nerezidențiale. E interesant că alea au scăpat și nu le-au mai... Nu au scăpat. Nu. Pentru că clădirile rezidențiale se stabilesc tot așa conform codului fiscal după un calcul, da? Un mod de calcul, niște coeficienți. Deci suprafața utilă ori niște coeficienți. Tot prin codul fiscal acei coeficienți au crescut. Un coeficient de la 1,2 la 1,4, ceea ce a dus din start la o creștere de 20%. Mult. Și încă o normă de la 935 la 1000.
Deci cum că 5 la un calcul matematic, impozitul, chiar dacă Consiliul Local o stabilit cota de 0,1%, cât a fost și în anii trecuți, da, impozitul efectiv care îl plătește omul este cu 25% mai mare decât anii trecuți. Chiar dacă cota a rămas, dacă cota a rămas, da? Doar prin punerea în aplicare a prevederilor codului fiscal. Mai mult de atâta, omul plătește și acel teren de sub bloc. Ai deja o poveste în plus, clar. Da. Vorbim de cota parte indiviză, de cota parte indiviză care duce în funcție de, într-adevăr, acolo sumele diferă în funcție de nivelul blocului. Și ăla e un impozit în plus, care omul îl vede pe chitanță, îl percepe ca un impozit în plus. Înțelegeți că omul nu... Cum? Mi-ai spus că nu ai modificat nimic. Aduce chitanța, uite cât am față de anul trecut. Clar. Deci inclusiv acea taxă de teren, că așa îi spune, pentru că terenul e al statului și omul practic numai îl ocupă ca și proprietar al unui apartament dintr-un bloc. Mai ales că poate unii nici nu înțeleg că stând la 4, ce teren de sub el trebuie să plătească. Asta e altă poveste care trebuie să o înțeleagă. Da. Așa am impresia că la dumneavoastră trebuie să aveți un compartiment de comunicare super... nu putem deocamdată din... Toată lumea comunică, sincer. Deci toți suntem pe comunicare. De când a început anul 2016, suntem într-o comunicare continuă, ca să nu mai zic că se depună o grămadă de acte până în 31 martie. Deci trebuie depuse foarte multe documente și atunci vă dați seama că se lucră... Continuu, toată lumea, toți angajații de la impozit. Explicații, preluări de acte, operări de acte. Bun, haideți să vorbim un pic despre, deci, până la urmă, despre locuințele acestea, din câte am înțeles, la un moment dat, e prevăzut ca cei care au activități comerciale în spațiu, economice, și au și venituri deductibile în urma acelor activități, asta înseamnă că plătește chirie, curent, gaz, nu știu ce, sau parțial, corect, în spațiu respectiv. Că și decontează, da. Bun, așa, ei intră deja sub incidența impozitului mărit. Da. Dar am înțeles că trebuie să vină un evaluator să stabilească. E deja o complicație în plus, deci, care regeste bani. Adică vine un evaluator, îi stabilește o valoare la acel imobil și la valoarea aceea se aplică un procent de 0,7. Cel procent care a scăzut de la 1,3 la 0,7. Cota stabilită pentru municipiul Deva. Da. Și acum vă și spun de ce inițial ne-am... Bun, asta cota care a scăzut acum, nu de mult, da? A fost inițial cât? 1,3. Și de ce vă zic? Deci la momentul apariției codului fiscal, respectiv septembrie, spunea foarte, nu știu cum să mai exprim... Direct. Cota se stabilește între și se aplică la un raport de evaluare. Fără să fie detaliată ca acel raport, cum trebuie făcut, ce trebuie făcut. Un raport de evaluare... Întâlnit de un anevar, fără să dea detalii... Pe fiecare imobil. Imobil în parte, da. La momentul respectiv când noi am supus dezbaterii publice, am respectat transparența, ne-am uitat pe toate proiectele depuse de alte primării, inițial toată lumea a avut tendința să meargă pe 1-3. De ce? Pentru că prin nou cod fiscal... La unii s-au majorat taxe, dar și multe categorii care, la care le-au scăzut taxele. O să vă dau și exemple, înțelegeți? Și atunci tendința autorităților locale, cei care noi cu bugetul vedem ce ne trebuie, cum ne trebuie, au fost, hai să mergem aici pe maxim, pentru că acolo scădem foarte mult. Da? Da. Asta s-a întâmplat. Să fie un echilibru, am înțeles. Un echilibru. Da. Neavând nicio așa, ne-am dus... Acum, într-adevăr, am zis, normele apărând, noi, conform codului fiscal, aveam și un termen de aprobare. 60 de zile de la publicarea a hotărârii de Consiliu privind stabilirea... Vă dați seama, da. Deci termenul a fost foarte strâns. Deci să și supui informație publicului, să și te încadrezi, pentru că ai niște, pe transparență, niște termene clare de publicare. Practic, noi am avut 15-16 zile să elaborăm, un proiect de hotărâre de Consiliu pe un cod fiscal nou. Că e ușor să elaborezi deja, poate la anul o să fie ușor. Asta, vă dați seama. În ideea în care propoziți ar fi... Fără norme. Deci să elaborezi un proiect de hotărâre în condițiile care e doar o lege, fără norme de aplicare.
Și să te gândești să fiu și... Bun, asta vreau să zic, în 15 zile să ai și ideea generală a efectelor asupra tuturor. Fără să ai norme de aplicare acelui cod fiscal, vă dați seama. Ulterior, în clipa când la sfârșitul lunii decembrie au apărut și procedurile privind întocmirea acelor rapoarte de evaluare. Vă dați seama, la sfârșitul lunii decembrie au apărut procedurile clare pe această speță. Standardele de evaluare GEF. În evar. Da. Doar la sfârșitul decembrie au apărut. Și atunci ne-am consultat în clipa când au mai început să se mai depună rapoarte și am scăzut această cotă de impozitare de la... Am propus și... Bun, am înțeles că au fost și ceva reacții din partea publică. Au fost și reacții... Dar sincer, nu neapărat reacții. În clipa că noi am avut, că de asta și la acea întrunire... Am avut o consultare cu proprietarii de spații comerciale. Am rugat foarte mult să se aducă rapoarte de evaluare. Că atunci vorbeam pe concret. Că valoarea impozabilă... Rapoarte de evaluare, în clipa când s-au aprobat acele norme de stabilire, GEF 500, așa îi spune, evaluatorul a început să-și facă treaba. Au înțeles, deci nu a fost problemă. Deci asta a dus la... Vreau să vă arăt acum și partea plină a paharului. Ce a adus acest nou cod fiscal. Eliminarea impozitării suplimentare. Ce înseamnă asta? Anul trecut, cu cât aveai mai multe proprietăți, plăteai un impozit... Tot mai mare. 65%, 150%, 300%, da? Da. Aceasta s-a eliminat. Deci, nu contează. Poți să ai 10 proprietăți, plătești la fel ca pentru una. Deci, omul care avea multe proprietăți, anul ăsta... Bun, dar constatat... aici sunt favorizați unii care... Cei care au mai multe proprietăți. Da. Față de cei care n-au. Adică mi se pare o chestie ilegală. Da. Vedeți? Deci... Cum adică, o primim? Da, corect. Renunțarea... Păi nu, greșesc cum văd lucrurile. Da, într-un fel este. Da, în fine. Bun. Nu asta e important. Renunțarea cei care au mai multe, poate sunt mai puțin. Renunțarea la impozitarea suplimentară pentru cei ce dețin proprietăți mai mari de 150 de metri. Deci, casele mari au impozitul mai mic față de anul trecut. Deci, anul trecut... Deja asta mă întărește și mai mult ce a spus înainte. Da, deci... Adică hai să discutăm pe bogați. Da. Să fim acum hai duci. Codul fiscal vechi, cu cât era casa mai mare, la fiecare fracțiune de 50 de metri se majora. Deci asta ce au făcut prietenii noștri, acum facem abstracție de invitații mei, vă spun eu, ce au făcut prietenii noștri PSD-iștii? Au scăpat pe bogați de impozite. Bravo PSD-ul. S-au eliminat o grămadă de taxe, eliminarea taxei hoteliere. Impozitarea pentru clădirile nerevaluate. Ce înseamnă clădirile nerevaluate? La persoane juridice, din 3 în 3 ani, trebuie să-ți faci o evaluare. În cazul în care nu-ți făceai acea evaluare, cota de impozit era 10%, vorbesc de DEVA strict, și respectiv 30%, dacă n-aveai în ultimii 5 ani. Acum, codul fiscal nu mai lasă să stabilești tu ca și Consiliu, doar stabilește la 5%, față de 5% poți tu ca și Consiliu să-ți majorezi, ceea ce duce la un maxim de 7,5%. Sunt o grămadă de societăți care preferă să-și lase imobilele nereevaluate la niște valori mici. Bun, și dacă nu sunt evaluate? 7,5% față de cote de 10% și 30%, vă dați seama. Păi bun, și dumneavoastră primiți documentele fără să aibă evaluare sau cum? Da, deci legiuitorul nu obligă... Lasă la latitudinea contribuitorului. Nu obligă, exact. Deci nu obligă nici înainte. Pe vechiul cod fiscal nu obliga... Dar în mod deliberat ei nu-și reevaluează, pentru că clădirile... Mai dau bani și la evaluare. Cota de impozitare nici nu mai sunt interesat să-și mai aducă valori, clădirile la valori juste, cum ar veni. Că? Bine, poate sunt interesat în momentul când le vor vinde. Da. Posibil, probabil. Dar nici, chiar și comenzarea, credeți-mă că n-are niciun, mai mult de atâta, nou cod fiscal l-a introdus și, deci până acum, în clipa când se făcea o evaluare, erai obligat să ți-o înregistrezi în contabilitate. Da? Deci nu puteai să faci o evaluare doar pentru administrația publică locală, pentru primărie. Trebuia să apară și documentele. Trebuia înregistrat, trebuia făcută la toată grupa de clădiri, deci erau niște reguli clare și stricte. Acum nu. Acum poți să faci o evaluare pentru stabilirea impozitului local.
doar și fără pentru... să o prinzi în contabilitatea în contabilitate, da. Deci o evaluare doar pentru stabilirea impozitului local. Bun, da, să rămânem atunci. Deci da. Acum, după revenire, a rămas la... 0,7, da. 0,7. Deci, asta după... e comparabilă cu ce au celelalte orașe din zona? Sau... Da. Asta a fost limita minimă la care am putut scădea noi, repet, ținând cont și de acele eliminări de taxe, care au dus la pentru mai multe clădiri, da. Pentru... Da. Ce mi-a spus de suportabilitatea bugetului local, local de vă. Înțelegeți? Pentru că... Da, dacă vă gândesc că există o filozofie a bugetului general, total, nu? Și atunci... Clar, vă dați seama că plus că s-au introdus și multe categorii de scutiți față de vehicul cod fiscal. Morim un pic, da. Deși despre peste asta, dar luăm publicitate, da? Publicitate. SECE Drupo SRL Călan angajează la șantierul Petroșani de pe strada fabricii numărul 1 Livezeni personal cu următoarele calificări: fierari betoniști, asfaltatori, pavatori bordurari, mecanici utilaje terasiere, ingineri, tehnicieni construcții, betoniști, dulgheri, electrician de forță cu specializarea automatizări și conducători auto categoriile B, C și E. CV-urile și copiile după actele de calificare împreună cu caracterizările de la locul de muncă anterior se vor depune la punctul de lucru din Petroșani de pe strada fabricii numărul 1 Livezeni până la data de 19 februarie. Firma de construcții din București angajează muncitori cu experiență pentru placări cu polistiren. Se asigură cazare, bani pentru masă și carte de muncă. Plata se face la 2 săptămâni și variază între 80 și 100 de lei pe zi. Mai multe informații puteți obține apelând numerele afișate pe ecran. Spedition Transcontinental SRL, distribuitor autorizat Ursus, Candia, Nestle, Țigări și Dr. Oetker, angajează agent de vânzări pentru Valea Jiului. Se oferă condiții specifice domeniului de activitate, iar cei interesați pot depune CV-ul la sediul societății din Petroșan, strada Oltului, numărul 34, sau la adresa de e-mail adinistoroiu@yahoo.com. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0751 517 298. Vând casa de vacanță situată pe DN66A, în drumul spre Herculane, la Valea de Braz, la poalele masivului retezat, la confluența dintre râul Jiul de Vest și râul Bilugu, la 5 km de zona energetică Cheile Buții și 12 km de stațiunea de schi Straja. Anul de construcție al imobilului este 2008 și este compus din casă plus 3 anexe. Casa are suprafață locuibilă de 240 de metri pătrați, 3 niveluri, parter plus etaj plus mansardă locuibilă. Este compusă din living, bucătărie, anexă, grupuri sanitare, 4 dormitoare și balcon, accesorizată cu tâmplărie, termopan, gresie, faianță și parchet. Este construită din cărămidă, beton și BCA și este izolată termic. Anexa 1 este compusă din sală de festivități de 60 de metri pătrați cu hol și baie proprie. Anexa 2 conține bucătărie, dormitor, baie și cămară. Anexa 3, casă din lemn amenajată ca sală de sport. Imobilul are în dotare parcare pentru 8 autoturisme, terasă pentru plajă, teren în suprafață totală de 1100 de metri pătrați, grădină cu pom fructiferi, dar și priveliște către munte și apă curgătoare. Încălzirea se face cu centrală electronică pe lemne cu gazeificare. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0722 349 034. De vânzare, apartament la cheie în Petroșani, situat pe strada Băcii, dotat cu centrală termică proprie, geamuri termopan, aer condiționat și minibar. Bucătăria, livingul și dormitorul sunt complet utilate și mobilate. Prețul imobilului este de 20.000 de euro. Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0725 347 328. Protector Service, firmă specializată în amenajări pentru locuințe și spații comerciale, realizează lucrări la instalații sanitare și electrice, amenajări decorative, tavane false, parchet laminat, grese și faianță, cu echipamente de ultimă generație și personal calificat. Ne puteți găsi în Petroșani, pe strada Aviatorilor, bloc 16 la parter sau la numărul de telefon 0725 347 328.
Jiul Construct Lupeni, firmă ideală pentru amenajări interioare și exterioare. Dacă vrei să-i dai culoare unui spațiu pentru a beneficia de un ambient plăcut, contactează Jiul Construct Lupeni. Firma noastră prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări interioare cu echipamente de ultimă generație. Instalăm centrale termice cu calorifere sau încălzire în pardoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale pentru diferite lucrări. Ne puteți găsi în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii puteți apela numărul de telefon 0726 370242. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision zero. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Alazet și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimente din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim în direct, Capital TV DEVA. Vă reamintesc că am ca invitați pe doamna Carla Popa, șef serviciu impozite și taxe locale DEVA, și domnul Călin Păcurar, șef serviciu recuperare impozite și taxe DEVA. Vom aborda și povestea cu recuperarea. Dar înainte, doamna Carla Popa, să finalizăm subiectul nostru apropo de impozite și taxe pentru clădiri. Ce trebuie să facă cei care sunt într-o nouă, în situația nouă? Prevăzută de schimbare de destinație, exact, care intră sub incidența clădirilor nerezidențiale. Deci persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale. Clădiri nerezidențiale însemnând spații, clădiri, pot să fie și un apartament unde se desfășoară activitate. În mare parte, da. Mă rog, într-o oarecare măsură, activitate economică, automat, prin această activitate se modifică destinația acelui imobil. Și nu toată suprafața, ci parțial proporțional cu partea aferentă activității economice. Deci, toate persoanele deținătoare de aceste clădiri trebuie să depună până în 31 martie 2016 la serviciul de impozite și taxe locale declarația fiscală privind stabilirea impozitului, la care se anexează un tipizat care se poate descărca și de pe site-ul primăriei DEVA, e pus chiar de la începutul anului, la care se anexează acel raport de evaluare. E foarte important acest termen de 31 martie, pentru că după această dată, dacă nu se depune până la această dată, dacă nu se face acel raport de evaluare, impozitul se va stabili 2% la valoarea impozabilă, ceea ce este un impozit foarte mare. Am înțeles că și evaluatorii doar până la acea dată pot să întocmească acele rapoarte de evaluare. După acea dată nu mai sunt valabile. Da, exact. Da. Deci referința e 31 martie. Bun, și atunci ce înseamnă? Dacă nu depun asemenea declarație? Dacă nu declarație, depun, asta vreau să vă zic. Da. Se stabilește un impozit conform codului fiscal, repet, deci acolo nu mai poate să stabilească niciun consiliu local, niciun primar, 2%
la valoarea impozabilă. Deci adică nu se, dați un exemplu. Însemnând un impozit de 6, în funcție de valoarea impozabilă, 6.000 față de, să zicem, 900 de lei, vă dau așa ce înseamnă un 0,7 la valoarea din raport și ce înseamnă un 2% la valoarea impozabilă. Deci pentru a beneficia de cota de 0,7 este obligatoriu să depună raportul de valoare. În caz contrar, impozităm cu 2% conform codului fiscal. Bun, dar asta în caz contrar trebuie să constatați întâi și după aia puteți impozita. Baza de date s-o deschizi cu 2%. În clipa când omul depune un raport, pentru că... Să nu înțeleg. Deci baza de date înseamnă că impozitul. De exemplu, astăzi, dacă un om de posesor al unei clădiri rezidențiale vine la ghișeu și întreabă, fără să depună acel raport de evaluare, cât am de plată, are o valoare stabilită cu acel procent de 2%. De ce? Pentru că în trecut. Bun, asta un om care a achiziționat societate. Nu, persoană fizică. Când a achiziționat spațiul respectiv sau... Când a făcut schimbarea de destinație a spațiului respectiv pentru a se transforma în magazin, în ABC, în coafor, în... Așa. A anexat extrasul CF. Noi avem un comentariu în baza de date acolo unde trecem destinația spațiului. Ce era? Coafor, frizerie... Și datele de primărie există... Există. Da, acele autorizații de funcționare, probabil, sau prin ce? Autorizații de funcționare, autorizații de construcție în cazul schimbării există de destinație. Există date, aveți datele. De asta vă explica colega că înțeleg, situația cum acestor spații... Cum să-l executați în felul ăsta, pe ce bază? Asta vreau să acel 2% de care vă spuneam, codul fiscal spune că e 2% la valoare impozabilă dacă nu se depună, înțelegeți, acele rapoarte. Deci, automat, în clipa când nu ai depus un raport de valoare, poți liniști să plătești. Și acum, fără să ai acel raport. Dar bun, așa mai rămânem încă un lucru. Activități comerciale sau economice? Cum se spune? Economice. Asta însemnând că nu vizează și faptul că firma are sediu, dar nu are activitate. Nu. Deci, un simplu sediu pe un apartament nu duce la calcularea impostului pe clădire nerezidențială. Deci asta e foarte important. Da, că multă lume să o sperea. Nu. Exact, da. Deci nu. Impostul se calculează ca și rezidențial, dar un simplu sediu pe apartament obligă proprietarul să-și depună acea declarație la primărie până în 31 martie și acel formular are o rubrică în care el consemnează holograf faptul că nu desfășoară... Deci clar, deci nu, toți care au firme, obligatoriu deci toți care au firme cu sediu acasă și nu au activități, dar trebuie să depună declarația. Asta e foarte important. Da, deci obligatoriu. Deci tot ce, chiar dacă nu modul de calcul... Și în cazul lor, să nu depun, în cazul lor ce se întâmplă? Păi, în clipa când se termină termenul de azi, începem noi controlele. În ce sens? Verificările. Protocoale cu Registrul Comerțului, cu... Avem deja protocoalele întocmite. Până la 31 martie... Am impresia că aici intră domnul în acțiune. Cu recuperările. Sigur. Da, în prima fază noi stabilim impozitul. Că vă dați seama, acum nu înseamnă că dacă un om nu a depus până în 31 martie declarația că are un sediu și după data de 31 martie o să vedem noi care un sediu, dar totuși nu desfășoară activitatea economică, nu o să plătească sub incidența impozitului rezidențial. Vă dați seama. Bun, dar trebuie să depună declarația din partea firmei care are sediu sau partea persoana proprietarului. Proprietarul declarație o depune strict proprietarul acelui imobil. Am înțeles. Acolo el... Că poate să fie altul care are sediu. Bineînțeles, el își asumă responsabilitatea, el știe, pentru înțeles. Că în clipa când o altă firmă și-a făcut sediu acolo, tot cu acordul proprietarului și-a făcut-o, clar, vă dați seama, deci de aia răspunderea strictă a proprietarului. Probabil o închirie sau, mă rog, asta e altă discuție. După caz, da. Bun, trece timpul și nu apucăm să discutăm prea mult cu domnul procuror. De la dumneavoastră mai aveam repede categorii de discutit. Persoane handicapate, față de anul trecut s-au introdus și la mașini și la... Deci persoanele care sunt handicapate nu plătesc... Gradul de handicap accentuat, grav sau invaliditate... Deci nu plătesc impozit nici pentru... Nici pe casă, nici pe mașini, nici pe teren. Mai mult decât atât, aparținătorii persoanelor cu handicap, la fel sunt scutiți de plata acestor impozite. Față de... Tot ca noutate, exact. Ca și noutate. Persoanele care au participat la... operațiuni gen Irak, Afganistan și scutiți misiuni, scutiți pe toate clădirile și
Indiferent de domiciliu, da. Și terenurile deținute. O să mai introducem noi în ședința de Consiliu Local din 29 februarie și alte categorii. Cam ce? Deci fundațiile care prestează servicii sociale, gen casele de copii. Ne-am mai gândit la revoluționari care până acum erau scutiți și automat acum codul fiscal o să la atitudinea Consiliului Local să scutească sau nu. Punctați că nu. Exact. Da. Mai avem introdusă o scutire la cei cu venituri mai mici, o procedură de... Deci o să mai revină. O să mai... Monumentele istorice o să le introducem. Până acum codul fiscal scutea obligatoriu, acum le introducem noi, dar bine cu anumite, în anumite condiții. Deci monumentele istorice de tip rezidențial, nu nerezidențial, deci nu scutim activitatea economică, vă dați seama. Doar casă de locuit. Da. Bun, și la accesorii, așa într-un minut? Accesoriile față de anul trecut s-au redus la jumate. Deci dacă anul trecut erau 2% pe lună pentru neplata la termenul scadent, anul ăsta sunt 1% pe lună. Vă ajută povestea asta? Nu, ne ajută că inclusiv aici avem o scădere de 804.000 au fost anul trecut, deci dintr-un calcul simplu, 400.000 am pierdut. Da, da. Eliminări de taxe extrajudiciare pentru eliberarea certificatului atestare fiscală. Deci, da, zic, mai multe categorii. Eliminarea taxei pentru autorizație de funcționare s-a eliminat. Deci acum când soliciți la primărie o autorizație de funcționare alta decât cei cu CAE în restaurante, ca să nu înțelegă mai greșit, nu mai plătești acel 82 de lei. Ții autorizația fără acea taxă. Eu am vorbit o filosofie aici, eu poate în alte emisiuni o discutăm, da. Domnul recuperator, o să vă spun așa. Cu acte. Adică legal, sigur, normal. Apropo de, acum e o trecere în altă zonă, apropo de povestea cu sediul antenelor 3, cum e? Cum dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Cred că s-a politizat prea mult chestia asta și n-aș vrea să intru în detalii. Da, ok. Astăzi, cel puțin, într-un grad... Uriaș în Parlament, da, am înțeles. Bun. Haideți să vedem. Serviciul dumneavoastră se ocupă de recuperare. Da? Recuperarea impozitelor și taxelor locale și altor venituri la bugetul local, care nu sunt achitate la scadență în termenul legal. Aici vorbim de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pentru mașini, amenzile de toate tipurile auto, amenzile pentru tulburarea liniștii publice, prostituție, cerșetorie. Aici codul fiscal a venit cu noutăți? Codul fiscal nu a venit cu noutăți aici, a venit cu ceva noutăți, codul de procedură fiscală. Practic, asta este cartea noastră de căpătăi, codul de procedură fiscală, unde avem reglementată strict procedura asta de executare silită. O schimbare foarte importantă ar fi cea referitoare la ordinea stingerii obligațiilor. În sensul că sunt stinse cu prioritate amenziile și apoi celelalte categorii de impozite. De ce? Probabil că s-a sesizat de către legiuitor un grad de colectare foarte mic la amenzi. Și cred că este general pentru toate primăriile din țară. Bun, asta înseamnă că dacă nu... Bun, întrebarea ca din partea cetățenului. Dacă nu-și plătea impozitele, ce putea păți? Amenziile, pardon. Amenziile ne fiind purtătoare de dobânzi, de majorări, știți? Impozitul deci, e purtător de majorare, dar amenda puteți să plătești peste 10 ani. Vine codul de procedură și spune se sting prima dată amenziile și apoi alte categorii de obligații bugetare, respectiv impozitul. Poate apărea situația hilară în care omul să aibă o amendă din 2000... Asta se înțeleg. Deci merge să-și plătească impozitul și poate. Se trage amenda. Îi se încăsează amenda prima dată. Apare situația hilară... Atenție! Apare situația hilară în care omul are o amendă din 2016, să zic de 1000 de lei, și are impozitul neachitat din 2014, să zic. Da. La care se calculează penalități. Da. Penalitățile le merg în continuare și noi... Suntem obligați să încasăm amenda care din 2016, amendă care nu este purtătoare de dobânzi și să neglijăm impozitul ăla. Asta ar fi cea mai mare schimbare. O măsură prietenoasă.
Da. Adică prietenoasă cu cei care, mă rog, rămân datori cu taxele și impozitele. Bun, nu altceva? Vreau ca să dăm așa o notă mai veselă finalului de emisiune. Înțeleg că știu din, mă rog, din istoria populară, ca să zic așa, că în general amenzile din prostituție nu se prea plătesc, din câte am auzit. Nu se plătesc deloc. Amenzile din prelegea 61 din prostituție sau cele din cerșetorie și vagabondaj. Am avut, cred că în 12 ani de când lucrez eu acolo, un singur caz. Un singur caz? Un singur caz în care s-au achitat aceste amenzi de prostituție. O singură persoană. O singură persoană. 12 ani. Da. Care din relatările mamei, care a venit și a achitat amenzile respective, respectiva s-a dus în țări mai calde. Și Germania, probabil. Da. Și a trimis bani de acolo, să, dovedind un simț civic foarte dezvoltat, a trimis bani să-și achite aceste amenzi. A fost singurul caz. Și ca istorică mărime de amenzi din meseria asta? Momentan, la primăria Deva, avem o persoană care are amenzi pentru prostituție, colectate, să zic așa, în 2-3 ani, în quantum de 67.000 de lei. De 670 de milioane vechi. 670 de milioane wow. Bani vechi. Asta e chiar grozav. Noi nu putem să spunem că n-am făcut nimic, dar procedura este foarte greoaie în cazul acestor amenzi. De ce spun procedură? Pentru că, nefiind încasate aceste amenzi, suntem obligați să facem ceva. Și atunci, singura modalitate care o avem la îndemână este cea de transformare a acestor amenzi în muncă în folosul comunității. Transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității o face instanța, dar pentru asta noi trebuie să pregătim un dosar. Trebuie să dovedim starea insolvabilității acelei persoane. Iar în cazul persoanei de care vorbeam, este foarte dificil lucrul ăsta pentru că nu prestează, ca să spun așa, în Deva, ca să putem face comunicările cu ea. Actele de procedură să le facem cu dânsa. Și atunci, pe lângă faptul că avem de recuperat o sumă foarte mare, va trebui să plătim și un curator care să se ocupe de actele de procedură. Un curator care costă și ăla 200-300 de lei. Bănuiesc că dumneavoastră aveți și costuri, apropo de activitatea la care... Categoric, vă dați seama că pentru îndeplinirea procedurii, pentru dovedirea stării de insolvabilitate a unei persoane, lucrează mulți oameni. Atât de la instituția noastră, cât și de la AJOFM, de la ITM, de la Finanțe, de la Casa de Pensii. Către aceste instituții facem noi adrese și ei, la rândul lor, trebuie să ne răspundă. Vă dați seama câți funcționari sunt implicați într-o procedură de genul ăsta. Urmează instanța, urmează sentința de transformare în muncă în folosul comunității, dacă judecătorul consideră oportun lucrul ăsta, și apoi alți oameni implicați care să pună în aplicare sentința instanței de transformare în muncă în folosul comunității. Timpul emisiunii a expirat. Mulțumesc tare mult pentru participare și succes și răbdare, cred că. Da, multă răbdare. Răbdare cu noi în situații, exact, da. Numai bine, mulțumesc tare. Mulțumim. Mult. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper că ați aflat lucruri noi, apropo de taxe și impozite locale, lucruri care, mă rog, într-un fel ne creează nedumerire și, în alt fel, poate ne liniștesc în legătură cu anumite facilități pe care le-am aflat astăzi. Deci, vă urez o săptămână masă frumoasă. Rămâneți alături de Capital TV, urmează știrile la 5 și un sfert. Mai bine, la revedere!